Salut pupii și bine v-am regăsit la un nou minunat episod. Sunt pe serverul OneTap România Roleplay. Dacă vreți și voi să intrați, aveți toate detaliile în descriere. Băieți, nu știu dacă mai țineți minte voi, dar ieri pe live am încercat noi să mergem la mafia lui Nașu. Mă rog, la casa lui Nașu. Am intrat acolo prin spate, dacă mai țineți minte. Chiar am omorât și o persoană sau două, nu mai știu sigur. Și am încercat să îl omorâm pe Nașu. Bineînțeles că am dat mare fail, frate. Deci am dat fail acolo pentru că n-am fost pregătiți totodată. Au venit mai mulți oameni, mai puțini oameni. Deci nu știu, a ieșit ceva nu chiar așa fain. Dar în schimb, astăzi vreau să facem un raid. Să dăm un raid la casa mafiei lui Nașu. Avem toate informațiile, avem echipa pregătită. Chiar avem și un suport aerian care să ne ajute. Bun, băieți, astăzi avem o misiune foarte importantă. Imediat veți vedea despre ce este vorba. Deocamdată vreau să vă spun ceva. La ora 16:05 mandatul se va elibera. De fapt, un mandat de domnul procuror general Mihai Alexandru, da? Și va intra în vigoare cu dreptul de a percheziona și dreptul de a folosi forța brută în caz că cineva ripostează, da? Deci misiunea este foarte, foarte simplă. Unde? Așa. Deci vom avea 3 zone, băieți. Vom avea 3 zone, da? Zona A, zona B și zona C. Doi băieți se duc pe zona A, doi băieți pe zona B și un singur om pe zona C pentru a distrage atenția. Bun. Să dezactivez asta. Acum am nevoie de 2 oameni care să se ducă pe zona A. Deci eu cu cel din stânga vom merge pe zona A. Voi doi vă duceți pe zona B și elicopterul se duce rapid pe zona C. El trebuie să facă gălăgie, să atragă oameni, să nu știu ce. Cu cât e mai mare gălăgia, cu atât e mult mai bine. De recomandat ar fi să și tragă elicopterul în caz de ceva. Bun, aveți întrebări? Ați înțeles ce avem da, de făcut? Da, am eu întrebare. Da, să bune. Ce trăiți? De acolo? Poftim? E unul acolo. Da, să trăiți. Bun. Deci ați înțeles toți, da? Da, da. Deci, bun, haideți să ne îmbarcăm. Haideți să ne îmbarcăm. Nu e problemă, cu colegul de să fie pe anul și va fi mai greu să mă corp. E ok, nu e problemă. Vii după noi. Bun. Avem suportul aerian după noi, băieți. Sper că totul va fi bine. V-am arătat acolo și o mică hartă pe unde vom merge și ce se va întâmpla mai exact. Ideea e că s-ar putea să se lase cu CSGO. Cu CSGO. Deci, na, nu știu ce să zic. De fapt o să se lase cu CSGO, pentru că ei sunt foarte încăpățânați și trebuie să avem mare, mare grijă. Uitați-vă, frate, asta îmi place mie la echipa asta. Deci uitați-vă câtă coordonare. Bine, mai puțin big din spate, da? Ați înțeles voi, foarte multă coordonare și băieții chiar se descurcă foarte bine. Era tare dacă aveam duba aia a doua de la Sias, dar merge și asta. Nu v-am zis unde este locația. Locația este la porci, da? Locația la porci este casa lui Nașu. Bine, Nașu are foarte multe case, frate, deci foarte multe case. Dacă mai țineți minte, noi ieri am dat raid la casa lui, unde era rănit, unde a stat el și unde era rănit. Dar tot ieri am aflat și informațiile unde locuiește Nașu. Wow, cât de bine ne coordonăm. Chiar îmi place că suntem foarte bine organizați. Avem și suportul aerian deasupra. Să sperăm că va ieși ceva mișto. Bine, asta dacă rămânem împreună și dacă reușim în continuare să cooperăm. Bun, deci eu o să mă duc pe zona B, cei din spate din zona se vor duce pe zona eu mă duc pe zona A, ei din pe zona B și elicopterul pe zona C. Ok, uitasem. Tot i-am făcut planul și tot eu îl uit. Ok. Bun, cu suportul aerian trebuie să stea în partea dreaptă, că aici este zona C. Dacă v-ați uitat pe hartă, vi-am arătat-o la început de videoclip. Dacă nu, dați rapid pe spate și uitați-vă pe hartă și reveniți la minutul ăsta. Zona C este undeva aici. Dați seama că vă mai arăt odată ce trebuie să dați voi în spate. Deci zona C, vedeți cum e? Undeva în jos. Undeva în jos. Deci trebuie să avem mare, mare grijă. Bun, hopa, 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 hopa.
Bun. Elicopterul trebuie să atrag atenția. Unde sunt ceilalți? A, s-au dus pe zona B, noi pe zona A. Deci mare grijă, da? Da, da, da. Bun. Haide, haide pe zona B atunci. Zona B e prin spate, dar mă rog. O luăm și noi pe aici și ne... Cât mai cover, cât mai cover. Da, cât mai cover, exact. Hai mare grijă, bun. Elicopterul a intrat pe... pe rolul lui. Noi pe rolul nostru, ceilalți pe rolul lor. Trebuie să vedem bine. Orice observi, tragi. Verificăm zona cât mai bine. Da, deci ideea e că nu trebuie să moară ăsta, cum îl cheamă, nașul. Trebuie să obținem informații. Dacă e nevoie, îl luăm. Înțeles. Deci îl omorâm. M-am săturat de nașul efectiv, frate. Deci chiar m-am săturat. Și trebuie să-l omorâm. Bun. Te cred. Haideți să înaintăm ușor. Hai să înaintăm prin dar înaintăm foarte ușor, dar trebuie să avem mare grijă. În caz că se trage, trebuie să ne ajutăm echipa, da? Nu prea văd acțiune pe aici, nu prea văd acțiune. Hai să verificăm partea din spate. Dar am primit informațiile că de aici, mai exact, se află nașul. Cred că e undeva prin casă. Văd că elicopterul face mult zgomot, deci nu înțeleg. Trebuia să iasă până acum. Trebuia să iasă până acum. Crezi că au aflat, oare? Dar nu cred. Nu prea avea de unde. Nu. Mamă, băieți, mie că ar fi aflat, dar nu, n-avea cum să afle, mă, frate. Hai să nu stăm chiar aici. Că... Da, da, hai e undeva cover. Hai să luăm undeva cover. Probabil sunt în casă. Haideți să ne pregătim, că sigur sunt în casă. Ai berbecul în mașină? Nu cred că am berbecul. Nu l-am luat cu mine, că nu... Îl am eu. Ne-am regrupat, băieți. Sunteți bine? Ați verificat toată zona? Noi am verificat zona B. Voi zona A, elicopterul a verificat bine zona C. Înseamnă că se află în casă. Cum facem? Da. Hai să ne verificăm casa. Verificăm geamurile. Bun, te urmăm. Am găsit să am o piatră mereu în buză. Nu. Vei face gălăgie. Nu. Mergem prin față. Hai la ușă. Și dacă e, vedem cum facem. Sunam la interfon. Nu. Ah, shit, mi-am ascuns arma mare. Ți-ai scăpat-o? Oh, mamă, ce m-am speriat de umbra elicopterului. Uitați-vă bine, da? Da, da. Feriți-vă de geamuri, că s-ar putea... Oh, ia. Veniți rapid la mașină. Ce? Trebuie să avem grijă la suportul aerian, ok? Transmiteți informația mai departe dacă v-ați prins. Aha. Deci trebuie să avem mare grijă la suportul aerian. Că ăla trebuie să facă gălăgie totodată și el e cel mai descoperit. Unde naiba-i celălalt? Ha, era să Nu, era. Bun, faceți liniște, te intrăm. Poșta! Cioc. Alo, e cineva? Poșta! De unde poșta? Că dacă deschide ușa, suntem noi. Mai ciocă. Poșta! A venit apa! Spune-i de bun, spune că i-a venit alocația, poate era spune. Bună ziua, aveți un moment să vorbim despre domnul nostru, tot sericul. Am sunat acasă, ia, verificați bine zona. Uitați-vă bine. Dacă nu intrăm prin spate, intrăm prin spate dacă e. Haideți prin spate. Tot ideea mea cu piatra. Deci cred că facem aia cu piatra. Intră, what the fuck, ce m-am speriat. Da, era cactus explosibil, foarte exotic. Explosibil, da, cel mai cactus explosibil. E exotic. Exotic, am înțeles, explosibil eu. Taci, că se aude ceva. Fii atent că știu în casă, mă. Mamă, dar trebuie să intrăm peste ei, mă, băieți, mă. Dar nu vreau, mă, să intrăm, mă. Eu nu vreau. Bă, eu zic, cea mai tare idee. Spargem geamul, intrăm și gata. Nu, crezi că nu, e așa ușor? Bă, ia, nebunule, ăia sunt dublu cât noi. Să sunăm la interfon. Stai cu minte. Sunăm la interfon? N-are rost să sunăm la interfon. Și poate vine. Bă! Cum am trecut, mă, pe lângă alea, mă? Băieți, ascultați-mă puțin. Deci ori eu am autism, ori alea acum au venit. Dați înapoi pe videoclip
și spuneți-mi dacă erau mașinile alea acolo. Vă rog eu frumos. Măi, noi am trecut pe lângă alea, mă, tot timpul erau acolo, mă. Da. Bă, no, băi, what the fuck? A fost șurit elicopterul, mamă. Prin tufe, pe aici, prin tufe, ușor, ușor. Băi, a fost șuruit elicopterul, ești nebun? Colegul pe aici, prin tufe, ușor. Elicopter. Ușor, ușor. Ușor, ușor, hai, hai, mergi. Cu pași ușor, până aici. Putem să-i înaintăm. Hai să sărim gardul și să mergem. Mă? Hai să-i împușcăm, trebuie să-i împușcăm. Se aud sirenele, haide. Hai. Da. Prin spate. Se aud sirenele, trebuie să chemăm întăririle. Mare grijă la colț. Mamă, nu, vedeți că o să dau suppressing fire, când am dat suppressing fire, voi începeți să trageți, da? Fugim și mergem acolo, 3, în spate la bagară. 2, 1. Dai, că mă moară! Oh, ăsta-i pilotul, pilotule! Bă, care a venit? Au venit întăririle! Dai! Vai de mine ce e aici, băieți, Unde-i nașul? Ușor, nu trage... Nu! Mă, am crezut că ăla-i big. Dăm cu gaz! Ho! Trebuie să dăm cu gaz! Rămâneți pe loc! Nu vă apropiați! Unde-i nașul? Spuneți-mi, vă rog, că nu l-ați omorât pe nașul! Nu, ăsta nu-i nașul! Ăștia sunt membrii lor, mă! Dar ce caută ăștia aici, mă? Verificați! Parcă trebuia să rămână în casă! What the fuck? Zona liberă! Nu e nașul aici! Cred că am intrat în siguranță, mă! Bă, s-a prăbușit elicopterul ăla, frate! Hai să chemăm elicopter! Suportul aerian, ești bine? Pilotul, ești bine? Se putea și mai bine, da! Bun. Noroc că mă pricep! Ok, am chemat un elicopter să vină la noi. Bun, deci cheamă elicopterul rapid, bă, mai e unul după colț! Luați cover! Mamă, băi, smamă! Dă-l acolo de cover, hai pe ei! Avansați! Nu e nimeni acolo, mamă, deci dacă ne apare acum la colț, văd că ea se împușcă, hai repede! Nu mai am decât un pistol. Cred că a luat-o undeva după zid aici. Verifică bine colțul. Trebuie să-l amenințăm, nu uita la... Bă, unde unul la pământ, încă unul la pământ. Încă unul, okay, la pământ? Nu l-am amenințăm. Ce se aude, mă? Verificați tot, toate camerele. Verificăm tot. Bun. Nu știu de ce, dar am o presimțire de deja vu. Bă! Băi, what the fuck? Bă, dar de ce nu s-auzi, mă, nimic, mă? De ce nu s-auzi nimic? What the fuck? Poate a fost avion, ce avion silențios, mă, că era dita mai avionul acolo, ești nebun. Fugi! Fugi repede! A fost acapat! Cred că a fost un aronașul. Ce fac, mă, acolo, mă? Haideți, mă! Băi, alergați la mașini! Mașina noastră sunt în partea cealaltă. Uite-l, încă unul! Nu-mi spune că vine la noi! Da, trageți în el! Vine! Mamă, ești nebun la cap! Plecați aici, că nu mai suntem în siguranță. Urcați rapid în mașini, că nu mai suntem în siguranță. Nu știu unde naiba e nașul, dar nu mai... Dă-i, pleacă de aici, urcă! Dă-i talpă, colegul! Bun, trebuie să ne mișcăm de aici, nu mai... Doamne, n-am furos de informație sau de... Dă-le naibii de informație, ești nebun la cap, s-au prăbușit 3 avioane noi. Primul avion nici măcar n-am auzit, ești nebun? What the fuck? A fost o capcană de alunaș. Ce capcană, mă, frate, mă, n-ai cum? Păi ne-a denimit aici cu informații false.
Eu așa cred și eu, și da, că se pregăteau de un atac ceva, pentru că aveau mașinile acelea pregătite. Și... băi, băieți, nu știu ce naiba s-a întâmplat acolo, au venit foarte multe avioane, cred că s-a întâmplat ceva, ori a încercat cineva să ne facă o capcană sau ceva, habar nu am ce s-a întâmplat, probabil... A aflat cineva că venim, habar nu am, dar aici se va opri și acest minunat episod, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați acolo să bușiți butonul de like, doar dacă vreți voi băieți, și noi ne auzim mâine la ora 17:00 pe live. V-am pupat pe toți, succes în continuare, pa, pa!